Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Telejurnalul Regional! Se fac ultimele pregătiri pentru cea de-a 13-a ediție a Festivalului Shakespeare. Cu ce noutăți vine în acest an, vă spun mai târziu în telejurnal, după titlurile ediției. Angajații Ford sunt de astăzi în șomaș tehnic timp de o săptămână. De ce s-a luat această decizie, vă spunem imediat în telejurnal. Dacă nu ați reușit să vă autorecenzați, o puteți face până pe 27 mai. Comisia Centrală a Recensământului Populației și Locuințelor a decis prelungirea termenului de autorecenzare. Vă dăm detalii mai târziu. Muzeul Județean din Alexandria găzduiește în această perioadă o expoziție inedită. Este vorba despre o colecție de pușculițe. Vi le arătăm și noi mai târziu în telejurnal. Este din nou șomaș tehnic la una dintre cele mai mari firme din Oltenia. Este vorba de compania producătoare de automobile Ford, care a decis ca de astăzi angajații săi să intre în șomaș tehnic timp de o săptămână din cauza crizei semiconductorilor care lovește tot mai multe companii auto. Angajații Ford vor fi în șomaș tehnic până pe data de 24 mai. S-a recurs la această soluție din cauza crizei mondiale a semiconductorilor. Prezent la Craiova, ministrul economiei a declarat că din cauza disfuncționalității lanțurilor de aprovizionare s-a ajuns în această situație, iar aceste lanțuri de aprovizionare ar trebui redefinite cu producție în Europa. Criza semiconductorilor a lovit și uzina Dacia de la Mioveni, unde lucrează aproximativ 15.000 de persoane. Și aici a fost oprită temporar producția anul trecut, la începutul lunii septembrie, timp de 5 zile, precum și în lunile februarie, martie, aprilie și iunie. Reprezentanții grupului Renault au anunțat însă că Dacia urmează să se electrifice în totalitate. Potrivit acestora, procesul va începe din 2035, respectând totodată tendințele mondiale. Așadar, din 2035, mașinile produse la Mioveni nu vor mai avea motoare pe benzină, motorină și GPL. Industria aerospațială din Dolj s-ar putea dezvolta în următorii ani și ar putea contribui substanțial la creșterea economică a regiunii. Bazele acestui proiect s-au pus astăzi la Consiliul Județean Dolj. Autoritățile publice, împreună cu mediul de afaceri, dar și entități din zona educației și cercetării, au pornit o colaborare în domeniul aeronauticii. Institute de cercetare, autorități publice locale și centrale, companii aeriene și alți actori ai mediului de afaceri din zona aeronauticii și-au trimis reprezentanții la Craiova, unde autoritățile și-au propus dezvoltarea acestui sector în care bănia are tradiție. Clusterul ce urmează să fie înființat la Craiova va aduce numeroase beneficii pentru membrii proiectului, printre care acces la fonduri naționale și europene dedicate structurilor asociative sau cooperarea în achiziția de tehnologie și în producție. Dojul are o tradiție. Și vorbim de industria aerospațială, are o tradiție pornind de la clasele de învățământ liceal și la partea de învățământ universitar, are o tradiție în ce înseamnă atât transportul și operatori, transportul aerian prin aeroportul din Craiova, are o tradiție în ce înseamnă fabrica de avioane Craiova, componente. Să dezvoltăm acest parteneriat însemnând totalitatea entităților care pot concura pentru a scoate un produs final integrat în cadrul clusterului, de la proiectare până la fabricarea componentelor, punerea în funcțiune. Domeniul e de maximă importanță, indiferent cum îl privim. În primul rând că așează România mai bine pe hartă.
În cadrul clusterului, domeniul de specializare inteligentă, inginerie industrială și materială cuprinde fabricarea de aeronave și nave spațiale, proiectarea și executarea produselor de aviație, inclusiv drone. În prezent, la Craiova se desfășoară lucrări de construcție la noul centru de cercetare în tehnologii verzi aerospațiale, o investiție de peste 17 milioane de euro cofinanțată prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pot să vă spun doar că la nivelul polului trecut, deci am semnat peste 930 de contracte de finanțare și am implementat peste 1 miliard de euro, deci încercăm să venim în sprijinul noastră în continuare. De asta suntem aici, vă ascultăm propunerile dumneavoastră. Gândindu-ne la un domeniu atât de vast, am putea să credem că domeniul aerospațial este apanajul firmelor mari sau al societăților mari. În experiența noastră de implementare a programului operațional regional, am văzut că sunt și firme mici sau mijlocii care au reușit să dezvolte proiecte în acest domeniu. Craiova are o bogată tradiție în industria aerospațială. Fabrica de avioane de la Craiova a fost înființată în 1972, iar în prezent modernizează avioane IR-99 standard. Pe de altă parte, aeroportul din Craiova beneficiază de investiții de 97 de milioane de euro. Tragedie în această dimineață pe DN6 în Mehedinți. Un bărbat de 51 de ani, șoferul unui autoturism care însoțea un transport agabaritic și a pierdut viața după ce a pătruns pe contrasens și a intrat direct sub un autotren. Cauza accidentului ar fi fost oboseala, deoarece se pare că șoferul a adormit la volan. Vă avertizăm că urmează imagini cu impact emoțional. Autoturismul implicat în accident însoțea un convoi agabaritic pe care îl preluase de la Vama Nădlac. După aproximativ 5 ore de mers, în localitatea Ghelmejoaia, șoferul antemergătorului ar fi adormit la volan. Cu siguranță a adormit la volan, pentru că l-am văzut de acolo la câteva metri, a venit în diagonală și a intrat. Am tras cât a putut cu treapta, mai mult de atâta n-a. Pentru victimă, pompierii nu au mai putut face nimic. Asemenea, pompierii, dacă nu se vede, a intervenit pentru dispacerea unei persoane care a fost prinsă de fiană proporționată, numai un acțiune rutier, produs între un autotren și un antemergător de un transport, excepțional. Intervenția a fost foarte dificilă, deoarece persoana a fost greu prinsă între fiană proporționată la autoturismul. Din accident a rezultat decesul conducătorului autoturismului antemergător. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În urma accidentului, traficul pe drumul Național 6 a fost blocat mai bine de o oră, iar coloana de mașini formată depășea 3 km lungime. Dacă nu ați reușit să vă autorecenzați, o puteți face până pe 27 mai. Comisia Centrală a Recensământului Populației și Locuințelor a decis prelungirea termenului de autorecenzare după 15 mai, cum fusese inițial stabilit. Potrivit autorităților, cel puțin două criterii au fost luate în calcul la stabilirea acestei decizii: interesul populației și o posibilă cale de reducere a costurilor recensământului. Autorecenzarea o poate face oricine are un telefon inteligent, un laptop, tabletă sau calculator și un minim de experiență în utilizarea acestora. Pentru mulți însă este mai comod sau sigur, în opinia lor, să vină la un centru specializat și să se lase pe mâna unui recenzor. Mai aveți locuințe neocupate la care sunteți proprietari? Nu. Ok. Ce vreme era blocat aplicația. Nu puteam să intru. Mai bine să fiu sigur, am venit aici. Cât a durat? 10-15 minute. Aștept de vreo 2 ore. Am înțeles că nu știu sigur dacă prind, dar doamna este drăguță și a zis că ne face și pe noi ultimele persoane. De o săptămână am încercat și n-am putut. Deci online nu s-a mers. S-a blocat. Mergea pauză, s-a blocat. Și am venit să termin aici programul, că omul dacă plec nu mă găsește acasă. Până să se prelungească termenul de autorecenzare, craiovenii puteau să ceară sprijin în completarea formularelor în 12 centre. De astăzi, unii recenzori au renunțat să continue munca, așa că multe centre s-au închis. La acest punct de recenzare a fost flux tot timpul. Minim 70 pe zi. Câți ați recenzat până acum? Câți ați ajutat? Cred că mă apropii de 3.000 de persoane. Cam așa. Cam cât durează o autorecenzare asistată? Dacă serverul merge cum trebuie, 3 minute de persoană. În Dolj, aproape 223.000 de chestionare au fost completate până ieri, iar media zilnică a crescut spre sfârșitul săptămânii trecute spre 12.000.
Au fost foarte multe solicitări de la cetățenii județelor, de la cetățenii din țara noastră pentru a prelungi această perioadă de autorecenzare. Perioada de autorecenzare și autorecenzare asistată se prelungește. Vom avea posibilitatea până data de 27 mai să ne autorecenzăm singuri sau cu ajutorul recenzorului ARA. Începând cu 31 mai, recenzorii vor pleca pe teren din casă în casă și vor intervieva doar persoanele care nu au reușit să se autorecenzeze. Muzeul Județean din Alexandria găzduiește în această perioadă o expoziție inedită. Este vorba despre o colecție de pușculițe variate ca formă, realizate de diferiți producători. Unele dintre pușculițe ale unor societăți bancare conțin mesaje care îndeamnă la economisire. Sunt expuse și cărți poștale ilustrate, una dintre ele având și rol de poliță de asigurare, precum și plicuri mapă de însoțire a polițelor, plăcuțe de asigurat, dar și calendare. Societăți de asigurare și bănci românești în obiecte promoționale este expoziția găzduită în această perioadă tulbure din punct de vedere economic pentru toți românii la Muzeul Județean din Alexandria. Expoziția aparține lui Alexandru Ivan, colecționar din București, și prezintă o serie de obiecte încadrate la categoria produselor promoționale realizate pentru diverse societăți de asigurare sau bancare din România interbelică. Este vorba cu precădere de pușculițe, polițe de asigurare și plăcuțe de asigurat. Dacă este cineva preocupat de aspectul lor, de valoarea lor documentară, istorică sau așa mai departe și le pune într-o ordine oarecare și în anumite condiții de păstrare, ele pot deveni la un moment dat tezaure de informație pentru un anumit domeniu, pentru o anumită perioadă și așa mai departe. Și această expoziție o dedicăm, așa cum ne-am dedicat și pe celelalte din acest an și le vom dedica pe toate până la sfârșitul anului, aniversării a 70 de ani de la înființarea Muzeului Județean Telorman, fapt care s-a petrecut la 1 mai 1952. Expoziția este completată de o serie de polițe de asigurare, cea mai veche fiind din anul 1876 a unei societăți din Trieste, Italia, concesionată de Guvernul Principatelor Unite Române. Colecția a plecat de la un cadou primit de la soția mea, o primă pușculiță în urmă cu 10 ani. La acel moment nici nu știam că există așa ceva. Eu, lucrând în asigurări, a fost un cadou inedit și care m-a surprins plăcut. De acolo am început să caut activ aceste obiecte și am descoperit o altă lume, o lume de mult uitată, cea a polițelor de asigurare și a altor obiecte promoționale făcute de societățile de asigurări acum peste 100 de ani. Expoziția va rămâne deschisă la Muzeul Județean Telorman până pe data de 7 august. Peste 3 zile începe la Craiova Festivalul Internațional Shakespeare. Cu o istorie de aproape 30 de ani, manifestarea reușește să aducă de fiecare dată cultura cât mai aproape de public. Cu ce elemente de noutate vine ediția a 13-a, ne spune chiar directorul festivalului, Vlad Drăgulescu. Din punct de vedere al organizării, cred că este cea mai complexă de până acum, undeva peste 160 de evenimente în mai mult de 20 de spații, 11 zile. Ne vor aduce între 600 și aproape 700 de artiști din țară și din străinătate care vor ajuta orașul nostru să nască o atmosferă de sărbătoare. Vom avea spectacole începând de dimineața de la 10 până la 4 dimineața, deci vom avea concerte, teatru, bineînțeles, spectacole, cinema, expoziții, happening-uri și, bineînțeles, petreceri. Fiecare seară se va termina cu câte o petrecere, pentru că într-un festival, așa simțim noi în această ediție, că oamenii trebuie să se bucure, mai ales după 4 ani de absență, după 2 ani de pandemie și cine știe ce ne-o mai aștepta din toamnă. Teatrul Shakespeare este doar pentru cei pasionați de teatru, pentru cei care iubesc această zonă, sunt în zona asta sau este pentru tot publicul? Este pentru tot publicul. Shakespeare este unul dintre, probabil cel mai mare, de fapt, dramaturg al lumii și nu este degeaba, nu degeaba se joacă de atâtea sute de ani. Shakespeare a reușit să facă un tip de dramaturgie care se adresează atât celor mai
experimentați oameni de teatru, dar și cuiva care se hotărăște ca pentru prima oară în viața lui să meargă la teatru. Are acest gen de fascinație, dinamismul spectacolelor sale, combinația între dialoguri și, dialog și monolog în, în scrierea lui, îl face ca el să fie foarte accesibil și foarte valoros în același timp. De unde și provocarea asta ca să veniți către public cu tot fel de lucruri care să-l facă cât mai cunoscut? Sigur că da, noi am pregătit în acest an evenimente care se vor desfășura zilnic în Piața Frații Buzești. Deschiderea noastră va fi 19 iunie, peste câteva zile, cu un videomapping gigant pe întreaga suprafața Palatului Administrativ, Prefectura și Consiliul Județean. Avem spectacole în Grădina Botanică, în Parcul Romanescu, în cartierele craiovene. Am creat un spectacol itinerant care se va desfășura pe o platformă de tir, asemeni turneelor pe care trupele din vremea lui Shakespeare le făceau în orășelile din jurul Londrei. Deci cei care vor să afle ce surprize le-ați pregătit pot să intre pe site-ul oficial? Pe site-ul nostru www.shakespearefestival.online. Deci e destul de simplu. Dacă nu, e www.tncms.ro, asta e mai scurt. Și de acolo există link care duce către festivalul nostru. Avem spectacole gratuite pentru că, bineînțeles, suntem finanțați din bani publici și atunci considerăm că acesta este un festival al oamenilor. Există și spectacole cu bilet. Prețul biletelor este foarte mic comparativ cu ce ar însemna să plătești, de exemplu, să-l iau pe Robert Lepage, cel cu care deschidem, probabil că te-ar costa biletul undeva la 60 de euro să-l vezi la el acasă. La noi costă 30, chiar mai puțin de 30 de euro, dar pe lângă faptul că plătești 60 de euro să-l vezi pe Lepage în Quebec City, trebuie să mai plătești și biletul de avion, trebuie să mai plătești și cazarea, masa și așa mai departe. Veniți la Craiova, veniți la festival, este al vostru, al tuturor celor care participă, artiști împreună cu spectatori, și multe din evenimentele pe care le vom întâlni sunt evenimente cu care ne întâlnim o dată în viață. Aș vrea să vorbim puțin și despre scena de aici pe care ați amenajat-o special pentru acest eveniment. Este o premieră terminată acum de curând? Da, se lucrează în continuare la ea, încă nu a fost terminată premiera. Suntem pe scena R3 de la Valletta Towers, de la Hala Valletta Towers, o hală care va găzdui 3 scene în festivalul nostru. Așa cum am spus, noi suntem pe R3 aici, lângă noi este scena de la miezul nopții, iar afară este scena din grădină. Și ceea ce vedeți în spatele meu este o parte din decorul de la Richard al III-lea în regia lui Laszlo Bocsárdi, o premieră special pregătită de teatrul nostru pentru Festivalul Shakespeare, care îl va avea în rol principal pe marele nostru actor Sorin Leovean. Este marea surpriză pe care o pregătește Teatrul Național din Craiova pentru acest festival. Această hală, într-adevăr, este marea surpriză. Alături de spectacolul Richard al III-lea, tot ce se întâmplă aici este marea surpriză și, bineînțeles, toate celelalte evenimente pe care le avem în stradă și în diverse cartiere fac parte tot din surpriza pe care ediția 13-a vrea să o deschidă și să o arate Craiovei. Craiova este un oraș cultural, este un oraș care poate să vibreze în tensiunea unui festival. O face din 1994, iată 28 de ani. Înainte de asta mai înseamnă Craiova Muzicală Craiova, un festival de muzică care este mai bătrân decât festivalul nostru de Shakespeare. Înseamnă festivalul Elena Teodorini al operei române, înseamnă festivalul Puppets Occupy Street al Teatrului Colibri. Deci, practic, ceea ce facem noi e o parte la ceea ce înseamnă Craiova de astăzi, Craiova contemporan. Craiova se pregătește de sărbătoare. Teatrul va fi pus la loc de cinste cu ocazia Festivalului Internațional Shakespeare, care a ajuns la ediția cu numărul 13. Organizatorii promit că vor aduce în fața publicului o mulțime de evenimente inedite care îl vor face de neuitat. Toate spectacolele festivalului se adresează atât celor mai fini cunoscători ai Teatrului Internațional, cât și publicului larg. Accesul la majoritatea spectacolelor este gratuit. Pentru Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, festivalul Shakespeare este o mândrie și o provocare.
ce înseamnă ediția 13 a Festivalului Shakespeare. Înseamnă o revenire după 4 ani de zile de întâlniri fizice, înseamnă o reclădire de drumuri, înseamnă o forță a noastră ca umanitate de a trece peste toate problemele pe care le-am avut și le avem în continuare și de capacitatea noastră de a fi împreună și de a ne bucura împreună. Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova va fi în perioada 19-29 mai și va avea 160 de evenimente în peste 20 de locații sau în aer liber. Vor fi spectacole, sesiuni științifice, ateliere de teatru, dar și expoziții și lansări de carte. Este o ediție cu totul și cu totul deosebită și așteptăm cu emoție, cu foarte mare emoție, contactul cu public și cu specialiștii, dar în special cu marele public, mai ales că se încearcă o nouă formulă, o ieșire din incinta Teatrului Național, au mai fost și altele, dar minore, o pătrundere în cartiere, în piețe publice, în așa fel încât lumea să ia cât mai mult contactul cu Festivalul Shakespeare. Ediția 13 revine după 4 ani de pauză de festival. Teatrul Craiovean a pregătit un spectacol special în regia lui Lazo Bociardi într-un spațiu care a fost amenajat special pentru această ocazie, la Valletta Towers, o hală construită în anul 1907 și în istoria căreia intră pentru prima dată și evenimentele culturale. Am ocazia să fac un spectacol chiar aici, într-un spațiu total nou, care ne duce să ne gândim că facem un experiment de teatru, ceea ce este și esența facerii unui spectacol, adică o situație de laborator care în ultimii ani a devenit tot mai grea de organizat. Premiera spectacolului Richard al III-lea, care l-are în rolul principal pe Sorin Leoveanu, va avea loc pe 20 mai. Festivalul Internațional Shakespeare se deschide pe 19 mai cu un spectacol eveniment 887 în regia lui Robert Lepage. Universitatea Craiova a plecat la meciul cu CFR Cluj cu moralul la pământ. Oltenii au ratat ambele obiective în acest sezon, cupa și campionatul, și vor da baraj pentru participare în Conference League. Albalbaștrii au pierdut în fața clujenilor cu 1-2, iar CFR a devenit campioana României cu o etapă înainte de terminarea sezonului. După 90 de secunde de joc, Boateng a surprins și pe adversari și pe asistentul Grigoriu, cu o reluare cu omoplatul stâng, iar mingea s-a dus, agonizat pentru speranțele FCSB, în plasa porții oltenilor. A urmat un fotbal deficitar în prima parte, chiar dacă s-au duelat două dintre cele trei forțe ale României din ultimii ani. Intrări dure, puține faze cursive, parcă a fost liniștea dinaintea furtunii. Craiova nu s-a predat, cu toate că zâmbete laconice au amendat probabil asistul oferit de Valerică Găman la golul lui Debeliuh în minutul 57. Dar elevii lui Petrescu au arătat că au probleme psihice atunci când vine vorba de a avea siguranța în duelurile cu albalbaștri. Dan Petrescu este genul de antrenor care se teme să aibă 2-0. Nici nu a apucat să se bucure prea mult la gândul că au ambele mâini pe trofeu și medaliile la gât, că Matei în minutul 61 a înscris un eurogol care a anunțat revirimentul universității. Fără a mai avea nimic de pierdut, oamenii lui Reghe s-au jucat cu emoțiile și cu inima clujenilor. I-au hărțuit și au pus presiune, coroborat cu pasul înapoi făcut de CFR, pe alocuri gazdele, retrăgându-se cu toți jucătorii în fața buturilor lui Letica. S-a terminat 2-1 pentru CFR Cluj, care a cucerit al 5-lea titlu de campioană consecutiv. CSM Slatina a terminat la egalitate întâlnirea cu Măgura Cisnădie, contând pentru etapa 24 a Ligii Florilor. La finalul unui joc în care ambele echipe s-au apărat agresiv, iar jucătoarele au greșit mult în atac, tabela de marcaj a indicat 27-27. Handbalistele slătinene au început bine meciul cu Măgura Cisnădie. Cu apărare agresivă, ele au reușit de multe ori să-și împiedice adversarele să înscrie. Din păcate, ratările de multe ori neforțate, unele chiar din lovituri de la 7 metri, au făcut ca sportivele antrenate de Victorina Bora să intre la vestiare cu doar un gol avantaj. Meciul s-a terminat la egalitate. Am văzut meciul ce l-a făcut Slatine, echipa Slatinei împotriva Bucureștiului, un meci foarte bun, ne așteptam să fie la fel și cu noi. Au luptat până la capăt, o echipă incomodă pe terenul propriu. Anul ăsta, ca și la jocul de astăzi,
Repet, nu vreau să spun mai multe, dar deja nu mai, cred că sunt la limită. Pur și simplu sunt la limită. Nu pot să mai accept lucrurile astea. Muncești și simți că de fiecare dată altcineva decide ce trebuie să se întâmple la finalul jocului. Rezultatul de egalitate dintre CSM Slatina și Măgura Cisnădie nu a influențat pozițiile deținute de acestea în Liga Florilor. Dacă echipa ardeleană are șansa să se claseze imediat sub podium la finalul acestei ediții, CSM Slatina va merge la baraj pentru menținerea pe prima scenă a handbalului feminin românesc. Sute de alergători au luat startul la cele două probe organizate în cadrul celei de-a treia ediții a competiției Slatina City Run. Ploaia care a căzut neîncetat pe toată durata competiției nu le-a creat probleme concurenților care s-au bucurat de competiție. Câștigătorii au fost răsplătiți cu premii de către Primăria Slatina, organizatoarea acestei manifestări sportive. La probele de cross și semi-maraton din cadrul competiției Slatina City Run din acest an au participat sute de concurenți. Mi se pare foarte frumoasă, este ok. Adică vremea a plouat afară, dar a fost foarte multă lume și a venit, a fost destul de bine. Este ceva unic de fiecare dată. Rezultatul e cel mai bun? Nu este cel mai bun, nu m-am pregătit foarte, foarte bine, dar încerc să fac mai bine. Mi se pare că am început foarte bine cursa, ploaia cred că m-a ajutat să o scot un timp foarte bun și chiar m-am bucurat foarte mult de atmosfera de aici. Organizatorii s-au bucurat de numărul mare de participanți și promit noi ediții. Au fost două probe, o probă de cross și o probă de semi-maraton. Au venit sportivi din toată țara. În total s-au înscris 350 de participanți. Mă bucur foarte mult că au participat. O să facem în fiecare an acest lucru. Să sperăm că la anul nu vom avea ploaie și vom avea și din ce în ce mai mulți participanți. Câștigătorii competiției au fost premiați pe diverse categorii, masculin, feminin și de vârstă. Am avut parte de temperaturi ridicate astăzi în toată Oltenia. Haideți să vedem prognoza pentru la noapte și mâine. Astăzi în Oltenia vremea s-a menținut mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice în cea mai mare parte a regiunii. La ora 16, temperatura aerului avea valori cuprinse între 23 de grade la Voineasa și 30 de grade la Calafat și Băilești. La noapte cerul va fi variabil, temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade. Mâine vremea se menține caldă, după amiaza călduroasă în sudul regiunii, dar va deveni instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate, mai ales după amiaza. Perii extinse la munte și local în restul regiunii vor fi averse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină. Izolat, cantitățile de precipitații vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade. Doamnelor, domnilor, telejurnalul regional a ajuns la final, însă dacă sunteți martorii unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746145204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc!